blochează acțiunea de atac a celor de la Cixere, dar Popa frumos își face mingea, pleacă imediat Neicuțescu, pasa pe spațiu, Fabio Oliveira nu are voie să greșească, dar o face Neicuțescu, Neicuțescu, gol! Neicuțescu profită de greșeala unui jucător despre care am tot spus în timpul acestei partide că e predispus erorilor. Minutul 106. Dinamo face 3-2. Tânărul Neicuțescu înscrie primul său gol în tricoul lui Dinamo. Ce greșeală face Fabio Oliveira, iar Neicuțescu are sânge rece, nu trage cu ochii închiși la poartă, îl driblează mai întâi pe Fabio Oliveira și finalizează așa cum până acum n-au putut să o facă și cu echipierii săi. Fabio Oliveira, centrare destul de